Furtuni violente în ultimele 24 de ore în Paris, dar și în mai multe regiuni din Franța. Peste 28.000 de trăsnete s-au înregistrat în câteva ore, dintre care unele spectaculoase care au lovit chiar și turnul Eiffel. Evenimente importante au fost anulate din cauza furtunilor. Marcela Ferraro, editor Alef News în Franța, spune mai multe. Furtuna, ca și data trecută, a venit de nicăieri, a durat câteva minute, poate o jumătate de oră maxim, și a lăsat în urmă imagini absolut spectaculoase. De exemplu, la stația de metrou Châtelet, care este una dintre cele mai mari din Paris, în care există și galerii comerciale, deci o intrare destul de spațioasă, practic stația de metrou a fost inundată în câteva minute. De asemenea, vânturile foarte puternice au atins până la 124 de kilometri pe oră, iar trăsnetele, cum spuneai, au lovit pe tot traseul furtunilor, dar mai ales asupra turnului Eiffel, unde sunt atrase de obicei ca un paratrăsnet. Existau de aceasta mai multe pagube decât ultima dată. Poate cea mai interesantă este cea care s-a registrat pe o autostradă care ajunge din sudul Franței spre Paris, unde în câteva minute la o denivelare de teren autostrada a fost complet inundată. Mașinile au rămas blocate pentru că apa a ajuns până la motor și au trebuit să fie împinse pentru a fi scoase de acolo. La Gare de Lyon, la fel unde ajung TGV-urile, este un important nod de trenuri de mare viteză. A fost nevoie să se întrerupă curentul electric pentru că obiectele încărcate de vânt au fost aduse până pe liniile de cale ferată, ceea ce a pus în pericol trenurile de mare viteză. De asemenea, au fost smulse acoperișurile câtorva case, iar pe Quai de Valois este chiar în dreptul Louvre-ului, chiar și acolo un arbor răspuns din rădăcină a căzut peste drum, blocând practic circulația.